Pavlović. Miller. Pavlović. Košku, faul. Pavlović. Un sârb de 32 de ani. 2 metri 10. Aruncă. Trebuie să arunce. Nu, lasă pentru Pavlović, care înscrie pe sirenă. Marco Pavlović în titră conduce pe Phoenix Galați cu 30-21. Iată reluarea. Petrișor. Continuă Petrișor pentru Pavlović. Două libere. Mai puțin reușite, urmate de pierderea. Două încercări ale lui Miller și câte una lui Fred și Artino. Două puncte din nou pentru Galați în momentul în care Mihai Silvășan cere timeout la scorul de 38-29. Iată Pavlović. Încerc scuze, 12 puncte de două formații. Pasă superbă a lui Petrișor. Finalizare din prima parte a clasamentului de un ritm foarte alert. A lăsat câteva urme ale Digisport. Digisport 1, avem tenis. Digisport 2 e finalul meciului de handball. S-a întâmplat pe viitor. Pavlović acum. Un meci. Numărul 32, Cuti. Și pe cârligă de dreapta depășire de tonul Calve cu numărul 8 la gala și aici blocajul Gray și acum ratează Kalnichenko de 3 puncte. Pavlović a recuperat în mingea. Aruncă relaxat și fructifică. Watson, Watson, minge scoasă din dribbling de Miller. Miller pentru Pavlović. Și 16-11 pentru Clujeni. Fred pentru Pavlović. Aruncă și marchează din fața lui care a vrut să se ducă până să la minge din nou. Blocajul lui Pavlović. Fred continuă în dribbling. Fred lasă mingea frumos pentru Pavlović. Gugino din fața lui Drungilas. Miller. Miller, Gugino, Pavlović, semi-gârlig frumos a lui Pavlović. Ochează apoi pentru Fred, Rolitorog lângă el, atent. Rămâne liber Pavlović, care aruncă și marchează. Măciucă aruncă de 3 puncte scurt. Ciupește mingea frumos Gugino pentru Petrișor, blochează Pavlović. Petrișor continuă, Pavlović cu stop shoot. A ridicat mâna cu Gugino, minge la semi, distau din două la două puncte până acum. Petrișor, Pavlović forțează pătrunderea, tot el recuperează și înscrie. Pavlović, foarte bine, foarte frumos asistul. Pavlović, o, pasă pe la spate, Pavlović încearcă slam dunk-ul. Înscrie prima liberă. Și Fred pătrunde, scoate pentru Pavlović. Frumoasă acțiunea. Semne plăpând de cei drept de revenire ale gălățenilor. Pătrunde și de data aceasta foarte aproape să înscrie. Pavlović până la urmă împinge mingea în coș. A
Pavlovic se înalță și înscrie. De asemenea, cred. Înscrie și libera Pavlovic. Pavlovic pe accelerează. Trece frumos Truet, întoarce la Gugino, Pavlovic e liber, Supanov. 2 la 2. 2 secunde, aruncă Truet de la distanță. Pavlovic recuperează cu noroc mingea, vine atac. Petrișorul pe Kerol cu Pavlovic, aruncă Petrișorul de la mare distanță, ratează, a venit bine Sabău. A atins mingea și rapid Miller. Se apără frumos. Da, coș valabil al lui Pavlovic. A dat drumul la timp la minge. Truet încearcă crossover-ul, mingea îi revine din piciorul lui Cuti și marchează Truet. Cuti cu depășirea inelului, acțiune frumoasă acolo, dar contact cu Truet care s-a dat la o parte. Miller lasă frumos pentru Pavlovic care marchează, a încercat dancul, i-a scăpat mingea din mână. Tony se întoarce cu semicliric de dreapta, Pavlovic recuperează, ofensiv Pavlovic, sare pe minge. Marchează Pavlovic. Randles, Colescu stă bine lângă el. Frumoasă pătrunderea. No, lasă din nou la Randles. Randles după pick and roll. Ciucă pentru Pavlovic, singur Supanov. Bună demarcarea. Coboară și marchează Miller. Pavlovic, bună pirueta, mută frumos la Miller. Petrișor face bine rolul. Pavlovic se toarce pe mâna stângă și marchează cu panoul. Calve. Pavlovic se bate la rebound, Pavlovic se întoarce și pune mingea în coș. Pavlovic blochează pentru Petrișor, foarte bine găsit de Petrișor și slam dunk-ul lui Pavlovic. Petrișor din nou, pasă foarte bună pentru Pavlovic.
Petrișor, Pavlovici. Două puncte cu emoții. Foarte pentru Randles. Încearcă din nou White. Același rezultat, doar că de data asta e recuperare ofensivă. Pavlovici, două puncte. Marco Pavlovici.